Refugiu și putere O rubrică de Harold J. Sala În psalmul 116 scrie Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Suferind de un cancer care îi măcina plămânii și oasele, David Pruitt și-a pierdut speranța că viața mai merită trăită. A decis să se sinucidă luând o supradoză de medicamente. Tentativa de suicid nu a reușit, și David nu a murit. Când și-a revenit, el i-a spus soției că a ajuns în prezența lui Dumnezeu și că i s-a spus: Nu acesta este modul de a ajunge în cer oare, vrea Dumnezeu să spună că preluarea controlului asupra vieții și morții tale nu este un mod de a ajunge în cer, pentru că eu, Dumnezeu, am un plan legat de vremea și felul în care tu vei pleca acasă. Psalmistul scria: Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Sinuciderea este ca și cum ai spune: Doamne, renunț la tine harul tău nu este suficient, puterea ta nu mi este de ajutor și mila ta nu este suficientă pentru a mă purta prin întunerecul nopții mele. Oare este harul lui Dumnezeu suficient doar pentru vremurile bune când ești sănătos și nu te confrunți cu nevoi grave? Sau este el suficient și atunci când treci prin ceasuri întunecate? Cartea Evrei din Noul Testament vorbește despre moarte ca despre o întâlnire la care trebuie să fim prezenți, care presupune un anumit moment hotărât doar de Dumnezeu. Luând lucrurile în mâinile tale, acționezi împotriva voii lui Dumnezeu. Este ca și cum ai spune, sunt în stare să iau decizii pe cont propriu, indiferent de voia ta. Cred că David Pruitt a înțeles, nu aceea era calea pentru a ajunge în cer, nu sinuciderea era calea pentru a ajunge în cer. Momentul trecerii din această viață este în mâna lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. La momentul hotărât de El, El te va ridica în gloria prezenței Lui, ca să te bucuri fără teamă sau îndoieli, dacă ai acceptat pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău în viața trăită pe pământ. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!